A treia transformare simplă a gazului ideal este transformarea în care temperatura este parametrul care nu se modifică. Ea se numește transformare izotermă. În general, nu putem obține o transformare izotermă decât dacă transformarea este lentă. Cauza este aceea că dacă comprimăm un gaz, el se încălzește, iar dacă îi mărim volumul, el se răcește. Iar aceasta se întâmplă deoarece o moleculă care se ciocnește de un piston care vine spre ea, are după ciocnire o viteză mai mare decât înainte. În timp ce o moleculă care se ciocnește de un piston care se îndepărtează de ea, are după ciocnire o viteză mai mică. Deci când un piston comprimă un gaz, el mărește energia cinetică medie a moleculelor gazului respectiv, ceea ce înseamnă creșterea temperaturii. Când un piston mărește volumul unui gaz, scade energia cinetică medie a moleculelor gazului, ceea ce înseamnă scăderea temperaturii. Din ceea ce am spus până aici, rezultă că modificarea rapidă a volumului unui gaz duce la modificarea temperaturii lui. Datorită acestui fapt, putem sufla aer rece. Dacă producem presiune în gură, aerul care iese își mărește brusc volumul, deoarece trece de la presiune mai mare la presiune mai mică și în acest fel se răcește. De aceea, dacă vrem o transformare izotermă, trebuie să o facem suficient de lent încât gazul să aibă timp să schimbe căldură cu exteriorul, în așa fel încât temperatura lui să rămână constantă. Când îl comprimăm, el trebuie să cedeze căldură în exterior, când îi mărim volumul, el trebuie să primească căldură din exterior, dacă vrem să rămână la aceeași temperatură. Dacă procedăm în acest fel menținând temperatura constantă, să spunem la valoarea T1, și măsurăm mai multe perechi de valori pentru volum și presiune, vom observa că cele două mărimi sunt invers proporționale, adică putem scrie P ori V egal constant, ecuație care se numește legea transformării izoterme sau legea Boyle-Mariotte. Graficul acestei transformări arată astfel, iar curba care se obține se numește chiar izotermă. Produsul P1 V1 este egal cu produsul P2 V2, deoarece, așa cum am spus, cele două mărimi sunt invers proporționale. Dar putem repeta măsurătorile pentru volum și presiune la o altă temperatură, să zicem T2 mai mare. Deci realizăm tot o transformare izotermă a aceluiași gaz, dar menținând temperatura constantă la o altă valoare, mai mare. În acest caz obținem din nou o izotermă, dar deplasată în sus față de prima, deoarece pentru fiecare volum din grafic, presiunea este acum mai mare. Deci avem în continuare relația P1 V1 egal cu P2 V2, dar valoarea acestor produși este mai mare pentru a doua izotermă. Dacă trasăm graficele pentru mai multe temperaturi, obținem ceea ce se numește o familie de izoterme. Izotermele sunt cu atât mai departe de originea axelor, cu cât temperatura corespunzătoare transformării este mai mare.